cam târziu. Așa e că ești cam târziu? Ești chiar surdă. Dacă tu crezi că eu nu sunt foarte bun și blând, te înșeli. Nu, ce faci? Nu pare așa. Aparențele înșeală. Uite, și cai ăștia par a fi adevărat, dar nu sunt cai. Calul e. Cântării nu mă prea cântăresc pentru că nu cred în toate cântarele. Și pentru că nu mi se pare că îmi schimb greutatea așa un doi. Eu nu mă schimb în greutate. Doar că mănânc cireșe, mi se face o burtă așa și am impresia că am 100 de kilograme, dar după o oră, două, îmi revin la starea inițială. O fisă, doamnă, n-are o fisă. Și două beri. 22. Da, cu ștac spat. N-ai dreptate, l-am văzut în ultimul film, Murmur Mării, și era grozav. Era penibil. Mersi. Noroc. Servus. Spune-mi, tu ești elevă? Între 11 acum 2 ani. Și tata? Tata e funcționar superior, dar mă las să fac ce vreau. Minți? Mă distrez și eu și, pe urmă, totul merge bine și nici nu mă interesează și nici nu mă întreb de ce. Tare nebună mai sunt și eu. Spune-mi, funcționar superior e tot una cu șef de servici? E un pârlit. Hai să te învăț un joc. Uite. Număr 1, 2, 3 și pe urmă deschis. Orașa, orașa, orașa. Număr eu. Și 1, 2, 3. Nu, nu. O dată cu mine deschis. Încă o dată. 1, 2, 3. 1, 1. 1, 2, 3. Egal. 1, 2, 3. Încă o dată. 1, 2, 3. Tot egal, dar dai după mine. Bună, Dora. Ce faci, Ștefane? Vii din nou pe aici? Acum e vacanță. Și? Acum plec. Pa. Pa. Pa, pa. Cine era mucosul? Băiatul pe care ți-am vorbit. Ultimul meu prieten. Însă nu-mi dau voie părinții să meargă nici la discotecă și... la cinema și... asta pentru că nu învață bine. Ce ai avut mulți iubiți până acum? Depinde ce înțelegi prin asta. Prieten am avut. Dar ultimul meu prieten semăna cu tine. Era puțin mai mic, chiar mai mic decât mine.
Și eu n-ai vrea să fiu prieten? Nu ține. Tu ai vrea altceva. Da. Adevărat. Cu totul altceva decât să închipui tu. Dar de mână de ce m-ai luat? Îmi place să te țin de mână. Să-mi spui și mie ce te-a apucat? M-am spălat puțin. Vreau să iubesc, înțelegi? Vreau să te iubesc. Foarte frumos. Ar trebui să urlăm în fiecare dimineață câte 15 minute. O, ea nu urla. Nu se confesa. Ea făcea piața, friptura, dulceața. Mere la cuptor. Tort de ziua lui și ea nu avea decât două mâini, doar două, mama ta. Mama ți-a spălat izmenele. Și ale tale și ale tatălui tău murdare.